Cu ocazia activităților specifice desfășurate de lucrătorii Biroului Ordine Publică Rural din cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin, a fost depistat un grup format din 5 tineri care au comis mai multe furturi de butelii de pe raza a 3 comune din județul nostru. Cu ocazia cercetărilor efectuate, s-a stabilit că aceștia în anul anterior au mai comis 3 furturi din autoturisme de pe raza Municipiului Drobeta Turnu Severin. Față de cei în cauză s-au luat măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore, iar în cursul zilei de astăzi urmează a fi prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Vânju Mare cu propunere de arestare preventivă. Buteliile au fost recuperate în proporție de 80% și restituite părților vătămate. Se continuă cercetările pentru recuperarea prejudiciului și în cazul furturilor din autoturisme. Dosarurile respective urmând a fi soluționate de către lucrătorii Biroului Investigației Criminale din cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin, sub directa supraveghere a procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin.